candidez independent. Semnător pentru o lege în parlament, în careva structuri. Trebuie ca un zapășit și nu reușești. Nu te ia nimeni în seamă. A, ca așa. Ai văzut? Ne dai încercat să strângi măcar 10 semnături. Până ele întropăiesc. A, păi da, lasă-i alții să candideze, alții să guverneze în numele nostru. Dar nici de ești că te din noi votam, veci și veci. Nu vota. O să mă voteze alții. Ești susținător al LGBT-ului. Da, drepturile omului pentru toți, inclusiv de LGBT. De atâta, fiindcă ești homosex, oamenii nu te agrează la noi. Oamenii nu te judecă după orientare sexuală. Oamenii te judecă după eficiență. Dacă ești eficient, poți fi de două ori homosex. Acolo jumătate din bărbați sunt spideri. De ce vorbești, urât? De ce vorbești despre oamenii, urât? Că sunt oameni, nu? N-ai zis că ești creștin, credincios, nu trebuie să-ți iubești aproapele chiar dacă e gay. Nu trebuie să-ți iubești aproapele dacă e gay. Sunt mai răi ca animalele. Și-s mai răi. Să iubesc la ei acasă și te deranjează. Ei, da. Ea ca în Olanda de și în Olanda o duc tare gine. Îi calcă în chișoare gay tăi. Ai fost neta în Olanda, ai văzut așa ceva? Ori ți-o dus la biserică, la mănăstire. Ia du-te în Olanda, să vezi ce fericit ai. Sunt diferite canale și se spune clar, oamenii vorbesc. Probabil te uiți la televiziunea Patriarhiei Ruse, nu? Cum se numește? Dacă ar fi și aici ca în Olanda, eu n-ar trăi în țara asta. La slava Domnului că nu-i nici amul nu-i târziu să te duci în Rusia, acolo-i țară pravoslavnică. Ia că acolo-i gine pentru pravoslavnică și pentru musulmani. Cu cât mai fundamentalist. Dar de ce să mă duci? Eu mă duc unde vreau eu, că sunt om liber, nu? Eu sunt om liber, mă duc unde vreau eu. Într-un lagăr de concentrare ar fi bun. A, știu, da, așa fac creștinii, da, lagări de concentrare nu, și tot așa. Nu, așa face, nu creștinii. Hitler, da, și da. Creștinii de azi, tot așa. Ești bun de așa ceva. Capabil să te ducă în lagăr de concentrare, dacă nu le place lor, gata, te duc în lagăr de concentrare. Fiindcă tu promovezi drepturile omului. Homosexualitatea e un drept fundamental, ai dreptul să fii și gay, ai dreptul să fii și gay și hetero. De ce, dumneata, hetero ești mai bun decât gay? Care-i diferența? De atâta că așa e de la Dumnezeu. Ce are Dumnezeu? Du-te de aici cu Dumnezeu, asta-ți povești de spus în biserică. Tu ești cretin. Dumneata ești cretin, eu sunt ateu. Eu sunt ateu. Te-ai declarat, apoi eu așa zic. Eu sunt ateu, dar dumneata ești cretin. Toți ateii sunt totodată și pederaști și cretini. Păi clar, am înțeles. Atâta știi despre lume. Atâta înțelegi, dumneata, despre lume. Pun pe YouTube ca să te vadă lumea, înțeles. Da, pune pe canalul tău. Pe YouTube și pe Facebook ca să vadă lumea. Și în capul lui Valeriu Ciobanu. Iară te-a numit cretin, ateu și pederast. Dacă atât are în minte, atât spune. Și are în cap, așa ești. Dacă așa ești, cum să nu te numesc pe nume? Ce are în gușă și în căpușă, sau cum să zice? Eu cu voi n-am treabă. Cum dacă ar fi voia mea, în țara asta n-ai trăi. Eu ar face o lege, expulzarea, prin Olanda, ți-ar da voie să pleci. M-aș duce tare gine în Olanda. Ți-ar da voie să pleci. Eu m-aș duce în Olanda. Dar ești liber să-ți scărăbănești din ce vreme. Eu sunt liber să mă duc, am cetățenii. Cu toată cotla voastră care umblă. Și să rămâneți numai voi, bisericoșe, da? Da. Să-i slujiți lui Vladimir. Nu, eu n-am treabă cu Vladimir. A, cu altă, cu celălalt, vladâcă, da. Bine, nu-i tot așa. Bine, bravo, da. Valeriu. Da. Dar cum dracu ai fost membru în Hyde Park odată? Că tot apăra în drepturile omului și atunci. Nu erai totuși așa... Erai și în Consiliul Asociației Hyde Park. Cum dracu ai nimerit acolo? Ai fost odată cu mine la protest la casa lui Zgardan și atât. Așa, și atât. Dar cum ai nimerit în Hyde Park atunci? Dar atunci nu știe mai este că ești Galubinchi. Nu știu ce vorbești. Grăiești omenești. Nu știe că ești albastrel. Ce înseamnă albastrel? Ce-s mai albastru ca dumneata? Ia uite, ești dumneata... Homosexual. De unde ai luat că-s homosexual? Da, păi singura este... Ai dormit cu mine într-un pat? Ai făcut vreodată sex cu mine? Asta e evident că ești cădeșe. A, deci toată lumea știe și nu știu eu, da? Da. Și despre dumneata același lucru spune. Până în ziua de azi... Despre dumneata tot spune că ești galubic, ești homosexual. Până în ziua de azi ești căsătorit și n-ai copii. Hai, dar dumneata ești căsătorit, gata, da? Da, la mine tot. Mitropolitul Vladimir tot nu-i căsătorit și n-are copii. Trebuie bărbat și e bărboș. Bărboși ca dumneata și prochiță de la mănăstire, tot n-au copii. Auzi, el e călugăr și cu femei. Hai, stai despre care vorbești, eu cu dânsul n-am treabă. Sigur n-ai treabă. Lumea te-a văzut cu el împreună. Niciodată. Te-a văzut lumea, te suspectează că ești galubinchi. Vrei să mergi pentru mine? Asta e bun. Asta la tine în sat. Auzi, la tine în sat, din satul Popetchi ești. Da. Acolo la tine e satul plin de Vladimiriști, n-am treabă cu ei. Da, bine. N-am.
Bine că la voi în Pridnestrovia e mai crută. Doamne!